Minciuna a primit un nume nou, păcăleală, iar numele autorului nu ne este străin, este cunoscut în toată lumea. Iată ce spune Domnul Iisus: voi aveți pe tată, pe diavolul, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că din el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Ioan capitolul 8 cu versetul 44. Diavolul este creatorul minciunii, el este minciuna. Prin minciună, păcatul a intrat în lume, neascultarea Evei și a soțului a atras consecințe asupra rasei umane, până în zilele noastre. Cine sunt eu? Păcală. Ei, asta e prea de tot. Chiar o păcăleală să fie păcat? De unde provine această sărbătoare? De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi, să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsi. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce aud. Efeseni capitolul 4 cu versetele 25 și 29. Dați vina pe guvern, pe politicieni, justiție, poliția care te amendează la 55 de km pe oră, medicii care așteaptă mită. Mereu dați vina pe alții. Dar cine este vinovatul? Aveți o zi națională a minciunii, chiar internațională, și sunteți mândri. Sunteți bucuroși din 1 aprilie. Eu am creat-o. Aveți de toate, dar nu mai aveți pe Dumnezeu. Eu păcală, o duc bine. Cu ajutorul meu poți deveni bogat într-o noapte. Chiar dacă ești vinovat, devine vinovat. Eu sunt avocatul. Dacă ai nevoie de ajutor, păcală este gata să te ajute. În orice situație, în orice problemă, eu sunt cheia succesului. Păcală e omul de bază. El nu obosește niciodată, nu are somn, nu se duce la dentist să-și repare dantura, dar nici la medic. Pe el nu-l doare nimic. Este omul de bază în conducerea țării și în probleme de familie. Păcală e number one. El nu duce lipsă de auditoriu, dar nici de laudă. Este întotdeauna primit cu bucurie în casele oamenilor, unde primește rolul de conducător. Ia ascultați ce spune eu păcală. Eu sunt invincibil, sunt cel mai puternic, domnesc de la întemeierea lumii și sunt sursa tuturor păcatelor. Iar ziua de 1 aprilie mi-a fost închinată mie. Mi-am câștigat încrederea la nivel internațional. Numele meu adevărat este Minciuna, iar eu voi răsplăti cu mare drag tuturor celor care se folosesc de mine. Iată promisiunea răsplătirii mele. Dar că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari vrăjitori, închinători la idoli, toți mincinoșii, partea lor este iadul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apocalipsa capitolul 21 cu versetul 8. Coloseni capitolul 3 cu versetele 1 la 9. Un frate credincios m-a păcălit, m-a mințit și m-a făcut să-l aștept 3 ore în zadar. Când l-am întrebat de ce m-a mințit, mi-a zis simplu: frate, astăzi este 1 aprilie, este ziua păcălelii. Dragii mei, uneori ne jucăm cu păcatul fără să ne gândim că îl supărăm pe Domnul nostru. Este dureros când creștinii mint ca cei din lume, când este 1 aprilie. Poate ești și tu unul din cei care mint intenționat. Îți zic un lucru: pocăiește-te și cere iertare lui Dumnezeu. Lumea de astăzi este cuprinsă de o epidemie a minciunii. Virusul acestei boli i-a atins pe toți oamenii. Minciuna șade la masa bogatului, dar nu lipsește nici de la masa săracului. Omul de afacere minte ca să câștige banii. Angajatul minte ca să-și adauge câteva ore pe fișa de pontaj. Soția și soțul se mint unul pe celălalt. Ziarele mint și cu durere în suflet o zic: noi, cei din familia lui Dumnezeu, ne mințim unii pe alții. Una din cele 10 porunci este să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Știm cu toți cine este tatăl minciunii. Satana este. Evrei, capitolul 6, cu versetul 11. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Poate vă gândiți atunci cine a adus minciuna pe pământ.
Ioan capitolul 8 cu versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, căci este tatăl minciunii. Cine este tatăl nostru? Mărturisim cu toții, Dumnezeu, dar mințim. Cum se poate ca Dumnezeu să fie tatăl nostru și noi să ne mințim? Dragul meu, Dumnezeu nu vrea să aibă un copil care minte. Satan a fost primul care s-a apropiat de om cu o minciună. Știm întâmplarea cu Eva. Oare a zis Dumnezeu, nu mâncați? Și astăzi Satana ne furnizează minciuni. Oare a zis Dumnezeu să nu-ți minți soțul? Oare a zis Dumnezeu să nu minți, să nu faci farse de 1 aprilie? Cum privește Dumnezeu minciuna? Dumnezeu este judecătorul nostru, iar la tribunalul lui minciuna este un păcat vrednic de moarte. Dumnezeu nu glumește când este vorba de minciună. Știm întâmplarea cu Anania și Safira, știm cum ei au mințit și imediat au murit. Să nu ne mințim unii pe alții, nu-L mințiți pe Dumnezeu. Cu siguranță, dacă Dumnezeu ar fi atât de sever cu oamenii care mint, atunci cred că orice biserică trebuia să aibă un cimitir propriu. Dar harul său a schimbat, mila lui, dragostea lui pentru noi a schimbat. Dar dragul meu, ori de câte ori minți, nu uita întâmplarea cu Anania și Safira. Nu toate minciunile se spun cu gura. Putem să mințim cu ochii, cu gesturi, cu expresia feței. Dacă furăm ceva și poliția ne întreabă, ai furat, putem să mințim, dând din cap, nu. Dar ce ne spune Biblia despre acești oameni? Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevăr în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este inima lui, sau poate ați auzit expresii exagerate. Mă jur pe, că este adevărat, dar nu este nevoie să jurăm ca să fim crezuți. Dacă spunem adevărul, este suficient. Dragul meu, tu care ai obiceiul să minți, gândește-te bine acum. Rezultatul minciunii este moartea veșnică. Oprește-te, mergi la tronul Domnului și cere-i iertare. El te va ierta dacă tu ești sincer înaintea lui. Am auzit de multe ori aceste cuvinte, trebuia să mint. Nu aveam altă variantă. Pentru binele lui, am mințit. Uneori vom fi puși într-o situație în care trebuie să alegem. Ori să mințim și să nu luăm amenda. Ori să spunem adevărul și să luăm amendă. În caz că ne-a prins poliția cu mașina mergând repede, ce alegere facem? Dar când facem alegerea să nu ne gândim la bani, ei se duc. Să ne gândim la relația noastră cu Dumnezeu, la credința noastră. Mincinoșii se pot schimba. Cineva mi-a spus că dacă așa s-a obișnuit să mintă, nu poate să se schimbe. Lupul își schimbă părul, dar năravul, ba. Nu este adevărat, se poate schimba, poate să scape de minciună. Dacă și tu ești în această situație, că nu poți să scapi de minciună, dragul meu, spune ca împăratul David, Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Amin. Dragul meu, la sfârșitul acestui mesaj, te îndemn, spune mereu adevărul, chiar dacă vei pierde bani, prieteni, și nu lăsa ca aceste obiceiuri, cum este ziua de 1 aprilie, să te despartă de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să spunem numai adevărul. De 1 aprilie, ziua păcălelilor, este o zi care se fac diferite farse sau păcăleli, mai exact minciuni, trimiterea la o întâlnire inutilă a prietenilor sau alte farse similare sunt cunoscute. În cele mai multe țări europene, încă din secolul al XVI-lea, una din numeroasele explicații a acestei tradiții este următoarea. În anul 1564, regele Carol al IX-lea al Franței ar fi mutat serbarea anului nou de pe data de 1 aprilie pe data de 1 ianuarie, întrucât la vechiul an nou, 1 aprilie, se obișnuia să se împartă cadouri. S-a continuat împărțirea de cadouri și după anul 1564, dar sub forma unor farse și glume nevinovate. În Franța, Belgia, Italia și Olanda, o tradiție de ziua păcălilor numită Pays de April, respectiv April Vis, peștele lui Aprilie, constă în lipirea unui pește din hârtie pe spatele unei persoane, fără ca aceasta să-și dea seama. Acest obicei se pare că datează din secolul al XVI-lea. Sărbătoarea Pasion de Avril este încă marcată și în Canada, dar și în Portugalia și Spania, din zonele francofone. Această sărbătoare s-a extins și în zonele olandeze și flamande, sub denumirea de April Vis. În Marea Britanie,
Ziua păcălelilor este marcată în anumite zone timp de 2 zile, persoana păcălită fiind numită Nundi. În timp ce în Scoția, ziua farselor este denumită în mod tradițional Hande Gov Day, având însă și o altă semnificație, cea de sosire a primăverii, April cu Coco. În Polonia, ziua de 1 aprilie este una în care oamenii fac glume și farse, iar activitățile serioase sunt de evitat. În unele țări din sudul Statelor Unite se sărbătorește Săptămâna Farselor, care începe cu 7 zile înainte de ziua propriu-zisă a păcălelilor. Iată dar cu câtă adorare și bucurie sărbătoresc cu oamenii această zi. Ce înseamnă a păcăli? A induce pe cineva în eroare, printr-o viclenie sau printr-o minciună, pentru a trage un folos, pentru a se amuza, ne explică Dexul. Ce spune Biblia în această privință? Minciuna este un neadevăr, o declarație falsă, cu scopul de a înșela pe cineva, ne scrie în Isaia capitolul 28 cu versetul 15. Una dintre ipotezele acceptate referitoare la ziua păcălelilor susține faptul că ziua de 1 aprilie are o strânsă legătură cu schimbarea calendarului iulian cu calendarului gregorian. În Franța, în anul 1582, în vechiul calendar, pe data de 1 aprilie era ziua anului nou, în loc de 1 ianuarie, iar după schimbarea calendarului gregorian, oamenii din timpul lui Carol al IX-lea au avut reale probleme în a se obișnui cu sărbătorirea noului an la data de 1 ianuarie. Cei care sărbătoreau anul nou pe 1 aprilie erau numiți nebunii de aprilie, dar de 1 aprilie au început să fie considerate farse, deoarece uneori erau însuțite și de cadouri hazli, precum bomboane de ciocolată în formă de pește sau felicitări cu pești. O altă teorie care susține că 1 aprilie este ziua păcălelilor spune că obiceiul datează din perioada Imperiului Roman, atunci când romanii organizau sărbările Hilaria, închinate zeiței Cibele, pe data de 25 martie, iar la această petrecere oamenii purtau măști și puteau păcăli pe oricine. În România, ziua păcălelilor se sărbătorește din secolul al XIX-lea, de-a lungul timpului devenind un prilej de bucurie și distracție. Farse celebre în istoria recentă. O mulțime de farse au fost făcute, iar multe dintre ele chiar i-au speriat pe oameni, care au crezut că sunt adevărate. Iată ce farse din 1 aprilie vor rămâne celebre. În anul 1950, o televiziune olandeză anunța că s-a prăbușit turnul din Pisa. În anul 1957, BBC a difuzat o știre conform căreia la o fermă din Elveția s-au obținut recolte record de spaghete, arătând și mai multe imagini cu tăiței recoltați în copaci. În anul 1980, BBC a difuzat o știre în care a anunțat că legendarul ceas mecanic londonez Big Ben va fi înlocuit cu un ceas electronic. În anul 1993, primăria orașului Köln, Germania, a făcut o farsă persoanelor care practicau jogging în parc, oprind pe fiecare în parte și spunându-le că dacă nu respect noua lege care impune încadrarea alergătorului în limita de 6 km pe oră, vor fi amendați. De ce această lege? Deoarece orice altă viteză ar putea deranja veverițele din parc aflate în perioada împerecherii. Într-un articol publicat în anul 1998, revista New Mexican spunea că autoritățile statului american Alabama intenționează să schimbe valoarea numărului pi din 3,14 în 3, deoarece valoarea veche o consideră necreștină, spre deosebire de nouă valoare conformă cu Biblia. În anul 2000, Daily Mail a spus că un club de fitness a lansat ciorapii Fat Socks, care ajută oamenii să slăbească. Ciorapii revoluționari absorb grăsime din corp, odată cu transpirația și nu te mai îngrași niciodată. Un anunț public pe mai multe pagini de internet din China și Corea sună așa: Bill Gates a fost asasinat. Evident falsă de 1 aprilie. Dar 1 aprilie au avut și păcăleli cu sfârșit tragic. Pentru cei care s-au gândit să întindă coarda și să depășească granița păcălelilor inocente de 1 aprilie, e bine de știut că nu de puține ori s-a întâmplat ca în urma unei farse de ziua păcălelilor să se ajungă în loc de hohote de râs, în adevărate tragedii. Una dintre cele mai cunoscute farse de 1 aprilie, încheiată în mod tragic, s-a întâmplat în luna decembrie 2012, când 2 prezentatori de la un post de radio australian au sunat la spitalul londonez în care era internată Kitty Middleton, soția prințului William al Angliei, și au păcălit o asistentă că stă de vorbă cu regina Elisabeta și cu prințul Charles. Femeia a căzut în plasă de ziua păcălărilor și le-a oferit realizatorilor de radio informații despre starea de sănătate ale lui Kate Middleton. 2 zile mai târziu, copleșită de rușinea de a fi fost atât de ușor trasă pe sfoară de 1 aprilie, asistenta și-a pus capăt zilelor. Emisiunea celor doi animatori australieni
a fost suspendată, iar aceștia au apărut la televiziune și vizibil afectați și-au cerut scuze pentru tragedia pe care au promovat-o ca urmare a farsei de 1 aprilie, țiparul supozitor și tragica moartea lui, a lui Bigfoot. O altă păcăleală de 1 aprilie, încheiată tragic, s-a petrecut în vara anului 2010, în China. Victima farsei de ziua păcăleilor a fost un bucătar de 59 de ani, căruia prietenii Beți Bine i-a introdus în anus un țipar de 50 de centimetri, gândindu-se că se vor râde de el. Bucătarul a început să se plângă de dureri abdominale și după puțin timp și-a dat duhul. Medicii au constatat la autopsie că țiparul îi devorase intestinele. Există însă și cazuri în care farsele hazardate se pot întoarce chiar împotriva celor care le pun la cale. În august 2012, Randy Lee, un american de 44 de ani, și-a pus în gând să-i sperie pe șoferii care circulau regulamentar pe autostradă și s-a îmbrăcat într-un costum special de camuflaj care îl făcea să semene cu legendarul Bigfoot. Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea de pe carosabil. A fost lovit în plin de o mașină, trântit pe asfalt și greu de observat din cauza costumului pe care îl purta. O a doua mașină a trecut peste el și l-a omorât pe loc. Prietenii acestuia a declarat că vrea să facă pe oamenii din zonă să creadă în existența lui Bigfoot. Glumele și umorul pot aduce bucurie, dar pot aduce și multă întristare. Sunt glume bune și umor sănătos care aduc bucurie și îi înveselește pe toți, dar sunt glume proaste care aduc supărare și tragedii. De aceea, în Sfintele Scripturi, Dumnezeu ne învață astfel. Curvia sau orice astfel de necurăție sau lăcomia de avere, ei să nu fie pomenite între voi, așa cum se convine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Efeseni capitolul 5 cu versetele 3 și 4. Cum vedeți? Dumnezeu nu le interzice creștinilor să glumească sau să utilizeze umor și nici măcar să nu pomenească glumele proaste. Acestea nici nu trebuie să fie pomenite între sfinți. Ce este o glumă proastă? Dacă cineva râde și o persoană se simte prost de la acea glumă, poți fi sigur că ai de-a face cu o glumă proastă. În glumele acestea proaste se mai face us și de cuvinte porcoase și nechipzuite, care nu sunt cuvincioase. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de glume și, așa cum spune Scriptura, nici să nu fie pomenite printre voi vreodată. Tot în Epistola către Efeseni, puțin mai înainte, este scris: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce aud. Efeseni capitolul 4 cu versetul 29. O glumă bună aduce zidire și chiar celor ce o aud, iar cei ce fac glume proaste, prin aceasta întristează pe Duhul Sfânt. De aceea este scris imediat după îndemnul care spune să nu iasă cuvinte stricate din gură, și acest îndemn să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Efeseni capitolul 4 cu versetul 30. Dumnezeu ne învață în același timp să fim cu inima veselă. În Epistola a doua către Corinteni, când scrie despre întristările care au fost pricinuite, Apostolul Pavel a mai scris și aceste cuvinte: suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. 2 Corinteni capitolul 6 cu versetele 8 și 10. Indiferent de împrejurările grele în care s-a aflat sau de persecuțiile și suferințele pe care a avut să le îndure, Apostolul Pavel spune că a fost totdeauna cu inima veselă. În Cartea Proverbelor lui Solomon scrie astfel despre inima veselă: o inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Proverbe capitolul 15 cu versetul 13. Și mai scrie: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mânit usucă oasele. Proverbe capitolul 17 cu versetul 22. Dumnezeu să ne ajute să trăim totdeauna în bucuria Lui, să fim cu inima veselă și să spunem cuvinte care înveselesc inimile altora, dar niciodată să nu fie pomenite printre noi cuvinte porcoase sau glume proaste care aduc supărare oamenilor și întristează pe Duhul Sfânt. Dar că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă,
adică moartea a doua. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8. Dumnezeu să fie slăvit și Dumnezeu să ne ajute să nu ne potrivim chipului veacului acestuia și să fim vegheatori la glumele care se fac, să nu ne încadrăm și noi ca și creștini în această sărbătoare. Dumnezeu să fie slăvit în veci. Amin.